Duminică după amiază, o familie din Curtea de Argeș a mers cu fetița la spital pentru că aceasta prezenta simptomele unei apendicite. Medicul de la urgențe a decis o transfere la spitalul de pediatrie din Pitești, pentru că la spitalul din Curtea de Argeș nu exista la acel moment un anestezist. Medicul specialist este în concediu și în această perioadă aici nu se pot face operații care impun anestezie generală. A fost trimis o fetiță de 12 ani cu apendicita acută. S-a luat legătura inițial la spitalul de pediatrie, după care a fost trimisă din lipsă de anestezist și la dânsii la spitalul Grigore Alexandrescu și a fost trimisă în timp util la spital. Și cum reușiți să acoperiți lipsa aceasta? Este foarte greu. Numărul de gărzi care revine fiecărui medic este foarte mare, este obositor, sunt chemări de la domiciliu. Aventura familiei din Curtea de Argeș era departe de a se încheia la spitalul de pediatrie din Pitești, dintr-un motiv la fel de simplu. Fiind weekend, nici acolo nu se afla la serviciu vreun medic anestezist. Facem și noi ce putem, ce ne depășește, trimitem. Apar probleme în weekend-uri? Apar și în weekend-uri, apar și în timpul săptămânii, dar noi avem o relație foarte bună cu spitalul Grigore Alexandrescu și cu spitalul Marie Curie. Și în orice caz am rezolvat bolnavi. Micuța pacientă a fost transportată de urgență la spitalul Grigore Alexandrescu din București, care avea un medic ce putea face anestezia la acea oră a sfârșitului de săptămână. Problema lipsei medicilor este una generală în România. Managerul de la Curtea de Argeș povestește cum de 12 ani spitalul său se chinuie cu un singur doctor anestezist. Un singur anestezist, este vorba de o doamnă doctor care este medic primar, este singură de 12 ani în orașul nostru. Ne descurcăm cam greu, dânsa nu face gărzi pentru că nu este linie de gardă, însă vine la urgențe prin solicitare de la domiciliu de fiecare dată când este chemată. Din păcate, acum este în concediu de odihnă. La spitalul din Curtea de Argeș sunt 17 posturi de medici disponibile, dar la concursul desfășurat în urmă cu 2 săptămâni s-au prezentat numai 2 doritori. Aceea situație se regăsește și la pediatria din Pitești. Posturile au fost scoase la concurs cel puțin de 3 ori pe an. Nu s-a ocupat niciunul. De exemplu, acum vă dau exemplu, am scos post de oftalmologie, post de orelist, 2 posturi de ATI, un post de pediatru, un post de medic de urgență, un post de chirurg și nu s-a prezentat decât un medic la pediatrie și unul la secția de urgență. Operațiile cu anestezie generală se vor relua săptămâna viitoare la spitalul din Curtea de Argeș, odată cu revenirea din concediu a singurului medic de specialitate.